Accident grav în județul Olt, pe drumul național 64, în afara localității Osica de Sus. La fața locului au fost găsite două vehicule, un autoturism și o autoutilitară de pompe funebre ce transporta o persoană decedată în vederea înhumării, autoturismul fiind găsit în flăcări. În urma impactului au rezultat 4 victime, cei doi conducători auto și ambii pasageri dreapta față din cele două vehicule, unul dintre pasageri fiind preluat de un elicopter SMURD. Se continuă cercetările la fața locului pentru a se stabili modalitatea de producere a evenimentului, traficul fiind blocat 10 de minute.